Bine, v-am regăsit, am vorbit în linii generale data trecut despre felul în care modelul pastoral al lui Pavel a fost implementat în istoria creștină și bisericească și politică și am spus că e nelegitim și uneori monstruos. Vreau să ne ocupăm de aspectul cel mai important pentru noi, cel mai relevant, cel mai stringent, anume felul în care acest model a fost transformat în biserice neoprotestante. Într-un mod de a anula total libertatea individului În secolul XVII Și modul în care după aceea a fost uh, transferat La autoritatea politică uh, Mai mult a societății civile decât a statului În uh, Anglia și în Statele Unite Deci nu vorbesc de stat Ci de, de uh, organisme ale societății civile Care au preluat în mod secular acest model Și vom vedea cum uh, și pe continent, în Franța și în alte țări. Iarăși, în acesta foarte secularizat, pe care l-au implementat prima oară în Anglia, anumite secte neoprotestanțe, a devenit general. Nu am o analiză a mea în aceasta, depinde o analiză făcută de Michel Foucault, faimosul filozof francez, dar, în general, am luat unele lucruri care le-am aplicat la, la, la probleme care ne interesează pe noi mai mult aici, anume felul cu un model teologic din Noul Testament este aplicat în biserică, în primul rând. Și după aceea, în ce măsură acest este transformat, transformat la instrumente politice și sociale. Deci, în Anglia, în secolul XVII, existau 315 motive pentru care, 315 infracțiuni, pentru care putea fi trimis pe viață la galere. Și 315 motive, 315 infracțiuni pentru care putea fi condamnat la moarte. Legea era extrem de dură și sălbatică. A fost una dintre perioadele cele mai dure ale legii în, în, în istorie, secolul XVII uh, uh, și uh, secolul XVIII în Anglia. Uh, și uh, această duritate a legii uh, putea fi foarte ușor folosită împotriva dizidenților religioși. Mă refer la și la coacări, în primul rând și apoi la baptiști, care nu au oricum văzut bine nici de biserica, nici de puterea civilă. Așa că era, aceștia erau tot într-o situație foarte riscantă că dacă unul dintre membrilor făcea o greșeală, întreaga biserică putea să sufere repercursiunii, legea fiind foarte dură. De exemplu, dacă un membru avea datorii neplătite, putea să intre în pușcărie. Și uh, e vorba de galere, nu de închisoare modernă. Uh, așa că uh, aceste biserici au început o supraveghere foarte strictă a individului din biserică cu scopul de a se apăra. Însă au folosit instrumente religioase. Deci ideea era care era ideea apărării, ca individul să ne facă de rușine. Deci contrarul la ce se întâmplă în Ioan 8, când un ucenic al lui Iisus este prins în adulter. Iisus nu se spală pe mâini de ea, ci spune cine a n-a păcătuit să dea cu primul cu piatra Deci Iisus oarecum să, să solidarizează cu ucenica lui care făcuse adulter. Uh, în, uh, tendința este alta în Anglia în secolul, pe timpul fraților Wesley, mai ales. Anume, uh, membru care a făcut o greșeală este exclusiv la de biserică și este penalizat. Este pedepsit aspru, în măsura în care biserica poate pedepsi pentru ca biserica să nu suporte Erau forme de o propriu, de exemplu, stâlpul infamiei în Anglia, o altă formă foarte brutală de pedeapsă în care ai pus la stâlpul infamiei ca să fii bajocorit, să fii insultat, să fii abuzat de, de, de public, să fii biciuit public și a fi legat la stâlpul infamiei, un membru dintr-o biserică să fie legat la stâlpul infamiei. Ferește că biserica anglicană și clasele superioare ar fi fost imediat aceasta pentru a, drepta, pentru a pune, simbolic vorbim, toată biserica la stâlpul infamiei. Uh, așa că uh, uh, John Wesley și alți predicatori metodici vizitează ca niște episcopi parohiile lor și uh, investigează foarte atent viața membrilor. Să nu fie vețivi, să muncească, să nu fie niște paraziți. Cei care nu pot munci sunt susținuți de comunitate, bineînțeles. Cei care sunt srească, sunt ajutați. Dar în același timp sunt, e investigație strictă ca nu cumva să fie paraziți și este foarte strictă păzirea Dominicii, viața de familie este investigată, femeia să fie ascultătoare, copiii să fie supuși. În sfârșit, viața sexuală, bineînțeles, a individului este scrutinată și îmbrăcămintea și toate moravurile. În general, Biserica Neoprotestantă, acesta fiind termenul pe care îl folosim în România, Biserica Neoprotestantă este mult mai, 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 mai strictă decât Biserica Catolică sau adică biserica vine care era printre cele mai stricte, îl controlează pe individ mult mai strict, îl supraveghează foarte atent. Și cum se face această supraveghere? Această supraveghere se face prin comunitate. Fiecare membru al comunității supraveghează pe fiecare. Deci, în mijlocul comunității, individul este supravegheat tot timpul și el însuși este un supraveghetor al altora. E bine, așa cum am spus, există o rațiune pentru acest sistem draconic în bisericile din Anglia. Și anume, faptul că legea însă și era foarte draconică și aveau nevoie să fie puțin mai sever decât legea, pentru ca nu cumva să cadă sub, sub, incidența legii, ceea ce, să zic, ar fost mai rău pentru un, cu siguranță pentru un episcop metodist sau pentru un pastor baptist decât pentru un episcop sau un preot anglican și, pentru, în general, metodiștii, baptiștii, coacării, prezbiterienii, erau membri ai clasei de mijloc, partea de jos la clasei de mijloc. Ca atare, un oameni nu foarte educați, nu cu foarte bogați, nu cu foarte multă influență în societate, așa că erau mai vulnerabili în cazul când ceva din biserica lor greșea, decât biserica anglicană, care era o biserică a claselor înalte și a celor foarte, foarte bine educați, așa cum este și, și acum. Ceea ce aș vrea să atrag atenția este că în acest context reactivează un instrument folosit de Pavel. Țineți minte ce spune Pavel despre Mineu și Filet. I-am dat pe mâna satanei să veți să nu hulească. Sau despre incestosul din Corint. Să fie dat pe mâna satanei. Ideea de a da cineva pe mâna satanei. Satana fiind, așa cum știm, în, în Vechiul Testament, procurorul. Este un act de, pe de o parte, de a crea ca biserica să acționeze ca un procuror vis de membrii ei. Probabil trebuie amintit aici că în lumea clasică, în Grecia și în Roma, sistemul de justiție nu avea procurori. Sistemul cu procurori l-a avut Europa creștină. Și este în mare măsură influențat de ideea lui Satana ca procuror divin. Este ceva care trebuie să acuze. Or, uh, uh, satana însă nu este aici doar ca o acuzator, ca procuror, este satana mitologic cu iadul, cu coarne, cu copite, cu iadul și uh, uh, frica iadului devine instrumentul principal de control și uh, simțământul vinovăției neurotice combinat cu frica iadului devine instrumentul principal al puterii pastorale în această perioadă. A fost și nevul mediul frică iatului cu toată superstiția și așa mai departe, dar a, 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 această teamă de iat și, mă rog, darea pe mâna satanei a fost folosită mult mai mult de, de biserica metodistă, coacără, baptistă, mă rog, bisericile protestante în Anglia pen, ca, ca instrument disciplinar, pentru că aceste biserici erau comunități disciplinare prin natura lor. Deci felul cum te îmbraci, totul era strict, felul cum te porți, viața sexuală, de exemplu, într-o comunitate de amici, da, să zic că o femeie a fost gravidă, a născut un copil, l-a lăptat, l-a înțărcat și vine la biserică și deja toate cucoanele, toate surorile, mă rog, se întorc cu bonetele lor pe cap și să uită la talia ei și, ei, hey, ce faci acum? Te faci al copil? Adică cumva folosiți anticoncepționale sau o faceți de plăcere sau ca, e, ceva acolo. Deci totul este supravegat strict. O supraveghere atât de strictă cum nici în timpul evului mediu în Biserica Catolică și în timpul lichizie n-a existat. Și repet, era o justificare pentru că legea în Anglia este absurd de dură în această perioadă. Dar se întâmplă două lucruri. Uh, un primul lucru care se întâmplă în secolul XVIII este în Anglia. Clasele, pe măsură ce sunt, se urbanizează. Clasele, deci nu vorbim aici de stat, nu vorbim de monarhie, vorbim de clasele, clasele înalte. Uh, simt că pierd controlul asupra populației urbane. Nu e de populația rurală, e de populația urbană. Și e o situație dezastruoasă în Londra, în Liverpool, cărțile lui Dickens, ca David Copperfield descriu foarte bine această junglă socială de mizerie, de sărăcie, de infracțiune și teamă de lege, o lege foarte dură, foarte aspră, care îl face de fapt pe, pe cel care trăiește, să zic, în zona gri, cel care este din clasă de jos, îl face să fie într-o continuă suspiciune și neîncredere față de autoritate. Sistemul a fost reformat în secolul XIX, dar ce s-a întâmplat în, în, de la începutul secolului XIX și sfârșitul secolului XVIII? Este că clasele înalte au început să folosească acest instrument inventat de clasele de jos pentru a ține disciplina bisericilor lor, ca instrument de a disciplina clasele de jos. E, și aceasta cu scopul nu de a se disciplina pe ele însele. Mă rog, aristocrația engleză este știută ca un grup de degenerat sexual și de toate naturile. Dar uh, uh, ideea era să, să pozeze ca modele de virtute și să, in, să extindă această societate disciplinară a coacărilor, a metodiștilor, în diferite forme. Și care erau aceste forme? În general, organizații de reformă a moravilor împotriva alcoolului, pentru păzirea duminicii, pentru păzirea zilei Domnului, pentru, mă rog, problemele de căsătorie împotriva vagabondajului, a. De, mă rog, viața omului de, de, de la oraș, omului sărac, să se să decurgă între fabrică, biserică și familie, să nu în Cârciumă cea și așa mai departe. Deci erau acțiuni moralizatoare împotriva vicilor, dar întotdeauna, pentru că acestea erau clase înalte, întotdeauna a existat o tență de a da legi și a legisla moralitate. Uh, succesul acestor, acestei tendințe l-a avut America, nu Anglia. Și de ce? Pentru că atunci când puritanii au emigrat în, în Statele Unite, ei uh, au emigrat ca comunități disciplinare. Însă, în consecință, Statele Unite au devenit și mai disciplinare și mai severe, uh, mai intolerante. Bineînțeles, America, fiind un spațiu atât de larg, pe de altă parte a. Prim, a Permis uh, europenilor o libertate pe care nu mi-au zis din neolitic. Libertatea indianului. Uh, mă rog, Fenimore Cooper, în ultimul Mohican, ne prezintă foarte bine acest tablou al europeanului care a devenit ca un indian, care și își ia pușca și umblă prin bătuie sus de de mile și nu desfăcută nimeni de ce face cu viața lui. Uh, când uh, părinții fondatori ai Americii, care sunt idealizați în mare măsură pe nedrept, au uh, bazele sistemului legislativ american, au simțit nevoia să facă oarecum ordine în această societate în care negri și alepi se amestecau împreună și prostituate și pirați și băzători de plâng de animale și predicatori și aventurieri și toată societatea aceasta americană, care era foarte anarhică. Și au folosit, au apelat la aceste, în timp ce au separat biserica de stat, este foarte clar, în același timp au creat, au încurajat organisme civile nereligioase care aveau același caracter. Cea mai faimoasă pentru noi este sunt acele societăți pentru protecția Dominicii care au generat acele bull și care totdeauna ne-au făcut să trăim sub spectrul de decretului dominical. Deci societățile acestea care erau și împotriva alcoolului și pentru, uh, pentru păzirea uh, sacrității duminicii, uh, pentru combaterea viciului în societate, a jocului de cărți, a șahului, a cosmeticalelor, a îmbrăcămintii, ții de influență paraziere și așa mai departe, a spectacolului de teatru, a entertainmentului, a muzicii, a dansului. Aceste societăți nu erau, uh, erau undeva între stat și biserică. Dar întotdeauna făceau presuri legislative și de multe ori s-au dat legi care legiferau moralitatea, ceea ce, aș vrea să spun, eh, jurisprudența vestului început din secolul XVIII din secolul recunoaște că eh, legile nu trebu trebuie să să crima, dar nu călcarea legii morale, cele două fiind distincte, și că religia, morală eh, moralitatea nu trebuie legiferată. Ceea ce însă este mai important e faptul că acest model de supraveghere a individului ca individ a fost adoptat și în Anglia și în Statele Unite și în Franța. Și e interesant că apare o nouă mișcare numită Panopticum, care este o mișcare în arhitectură. În ce constă ideea de Panopticum? În lumea clasică, arhitectura tipică era teatrul. Sau templu. Ceea ce era cam tot același lucru, de fapt. Deci, pentru că și la teatru de multe ori se duceau jerfe. Teatrul sau templu implica, mai ales teatrul însă, pentru că locul de, de oficere a serviciilor publice era teatrul. Teatrul implica arhitectura teatrului. Adică toată mulțimea privea la un singur om. Că acest om era gladiator, cum spune Pavel. Suntem un spectacol pentru lume, îngeri și oameni. Deci, Pavel, cumva, cumva, vorbește despre model care, iarăși, a fost implementat în mod abuziv în istoria bisericii, în sensul că individul devine spectacol, individul este supravegheat. Și cel care stă în mijloc este supravegheat de toți. Este spectacol. Însă, în, la începutul secolului XIX, a unor de arhitectură, care nu permite, și este numită panopticum, care nu permite uh, ca tot publicul să vadă un singur om, care, să zic, e cezarul care vorbește, e un orator, e un cântăreț, e un preot care aduce jertfă, e un predicator, ci un singur om să-i supravegheze pe toți. Uh, Ideea de panopticum uh, creată de un uh, arhitect francez este aceea a... a unor unei, unei, unei clădiri circulare, cu ferestre pe ambele părți, înăuntru și în afară. Și fiecare cameră are două ferestre, înăuntru și în afară, și de două ferestre ca să fie iluminată camera, să fie nicio umbră. Și în mijloc se află un turn cu, cu geamuri întunecate, din care cineva supraveghează tot ce spune în fiecare cameră. Acum asta se aplică la, și la pușcreie, și la azil, și la fabrică, și la mănăstire, peste tot este acest stil de arhitectură. Și de ce este? Pentru că nu există camere și nu există mijloacele moderne de supraveghere. Dar ideea că individul, ceea ce aduce biserica neoprotestantă, puterea pastorului pastorală are o calitate nouă. Și anume, puterea pastorală nu numai că este absolută dar este văzută ca o putere care trebuie să corecteze, să, să, să schimbe viața. Diferența între legile civile și legile bisericii sau acțiunea bisericii este aceea că legile civile pedepsesc crima. Pe când uh, biserica condamnă nu faptarea pe care ai făcut-o, ci fapta pe care ai putea să o faci. Okay? Deci uh, societatea de condamnă, dacă ai comis adulter, să zic, sau, mă rog, uh, e o problemă civilă, nu este o chestiune penală. Dar ca un caz civil, soțul sau soția care a fost afectată de actul adulte, adulterin, de infidelitate, are dreptul la o compensație, are dreptul la o despăgubire, are dreptul să la divorț și să ceară soțului sau soției, mă rog, să dea bani pentru copii. Deci, e vorba de adulter acolo și poate fi un divorț. Însă, în biserică, omul este condamnat pentru că ar putea comite adultări, pentru inclinațiile pe care le are, pentru tendințele pe care le are, pentru îmbrăcămintea care poate să pară provocatoare sau pentru interesul pentru anumite cărți sau anumite ficțiuni, anumite spectacole și așa mai departe. Și în privința aceasta, pastorului, pastorul care este reprezentat la acestei comunități care supraveghează și controlează individul, îi se dă o putere, de a controla și supraveghea viața. În detaliile cele mai intime, vorba de simțământ și gânduri, bineînțeles că omul nu poate pătrunde în simțăminte și gânduri, dar totuși poate pătrunde în într un anumit sens, adică dacă e un bun psiholog, poate manipula, poate apela la simțământul de vinovăție, poate apăsa pe pedala fricii și ceea ce este interesant e că acest model de fapt folosit în, în biserici pentru, mă rog, al face pe un geniat, da? Iadul este un loc groaznic și atunci um, autoritatea pastorală, care de fapt este un simbol al autorității întregii biserici, care supragează pe individ, este folosită pentru ca să-l ajute pe un personaj Și că să-l ajute pe un personaj trebuie să-l curețe, să, cure, să scoate răul din el. Și asta implică că unui om îi se dă o autoritate uh, foarte puternică asupra altui om. El, acel om, are dreptul să spună nu numai cum să se îmbrace sau ce să facă viața lui intimă, dar are dreptul să-i spună cum să gândească, ce să simtă, să-i să, să cenzureze gândul și simțăminte. E adevărat că nu există instituția spovedaniei tradițională din bisericile istorice, însă interesant că această instituție a spovedaniei oferea oarecum mai multă. La latitudinea individului care se spovedea și apoi pleca. Și nimeni din comunitate nu avea treabă cu ce a spus el preotului. Și, mă rog, preotul, în mod normal, trebuia să, să tacă, să îngroape ce a auzit. Chiar dacă biserica folosea informația cu, aflată la spovedanie de la persoane importante. Dar era un cod etic al preotului care cerea să nu dezvăluie ce auzi la spovedanie. În cazul bisericii neoprotestante, problema păcatului individului, problema trece comunității. Așa că presiunea este mult mai mare decât în cazul spovedaniei și puterea de a acționa și de a corecta, de a reforma, de a schimba, de a face oameni noi, este, este, este foarte mare. Acesta explică motivul pentru care, în general, există în multe biserici neoprotestante un anumit tip de personalitate turtită. Sparta, incapabile de decizii, de, de, a merge departe. Și, sau de ce de multe ori, de multe ori, cei care, care rupt această barieră părăsesc biserica. Nu toate bisericile sunt la fel, unele sunt mai moderate, altele mai extreme. Și comunitățile diferă între ele. Dar, în general, ceea ce vreau să arăt este că folosirea acestui model sau folosirea textului nou testamentar, pentru a implementa un astfel de, 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 de model este nelegitim. Bun. Uh, cum am spus, uh, mai ales în America, uh, modelul acesta uh, bisericesc a fost împrumutat. Și, uh, la ora actuală, trăim într-o societate în care suntem foarte strict supravegheați. Și, iarăși, se pare că uh, organismele politice își asumă dreptul pastoral, mă rog, modelul pastoral, de a ne schimba, de a ne face cum trebuie să fim, de a hotărâi cum trebuie să gândim, cum trebuie să simțim, cum trebuie să fie viața noastră, a controla aspectele intime ale vieții, a legisla moralitatea iarăși. Și, mă rog, toate acestea sunt lucruri curente de care nu trebuie nevoie eu o să vă informez. Le cunoașteți cu toții. Ceea ce vreau eu să facem este să privim puțin critic, să analizăm critic acest model. Adică să înțelegem uh, de ce în Noul Testament a fost necesar. De ce una este când Iisus pretinde acest lucru sau când Pavel îi spune lui Filimon am de să-ți poruncesc sau te datorezi mie cu totul. De ce totuși este nelegitim ca alții să revendice o astfel de autoritate în, în biserică? Și de ce uh, chiar dacă pentru Biserica Metodistă în secolul XVIII și Biserica uh, Coacărilor și alte secte a fost, uh, mă rog, încolțite fiind de un sistem de lege foarte dur și autoritate răuvoitoare au dezvoltat un sistem de inchiziție colectivă și de supraveghere foarte strictă a individului. În ultima instanță, chiar dacă există explicații, nu există scuze să iei libertatea individului sau să atenezi la intimitatea lui și să faci un grup în care să nu există niciun pic de intimitate, niciun pic de, de, de viață personală să nu poată exista. Ori, înțelegând uh, 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 istoria, înțelegem că acestea sunt moșteniri de care trebuie să ne dezbarăm. Mai ales că este o problemă a întregii lumii acum, aceea a respectării aspectelor privat ale vieții, uh, în, în contextul tehnologiei care permite supraveghere absolută, în contextul tehnologiei și dezvoltării psihologiei și psihiatriei uh, și farmacologiei, uh, dincolo de limite imaginate acum câteva decenii, care permit schimbarea individului, reformarea lui, într-adevăr. Uh, experiența de Born again într-o biserică că va nimic față de ce se poate face acum uh, cu mijloace pur. Uh, pur și științifice, fără nicio pretenție religioasă. Și uh, uh, o abordare critică acestui model în timpul nostru este necesară, tocmai din cauza acestor tendințe. Vă mulțumesc, ne revedem uh, săptămâna viitoare la Reven.